Sunt Izabela Marinescu, începe o nouă ediție Vreau să fiu sănătos. Bună ziua și bine v-am regăsit! Ca de fiecare dată, vă invit să rămâneți alături de noi în următoarea oră. Ne propunem să promovăm un stil de viață echilibrat și sănătos și punem accentul pe prevenție. Iată despre ce vorbim astăzi! Vorbim în ediția de astăzi despre cum decurge o intervenție endoscopică la nivelul coloanei, ce indici trebuie urmăriți pentru controlul greutății la copii, tot în zona pediatrică vorbim despre astm și ascultăm confesiunile unui bolnav de cancer. Psihologul ne vorbește despre ușurința cu care se renunță în ultima vreme, aflăm detalii despre sindromul premenstrual, învățăm cum se face resuscitarea, iar invitatul ediției ne sfătuiește cum să păstrăm integru osul alveolar. Operațiile în zone neurologice sensibile sunt delicate și periculoase în același timp. Profesionalismul și tehnica din dotare fac însă minuni pentru pacient. Colegul meu, Grigore Vârsta, vine cu detalii. Nimeni nu dorește să se ajungă la operație, indiferent de caz, dar există și această posibilitate. De curând, o pacientă a trebuit să treacă printr-o intervenție chirurgicală ce se anunța dificilă. Însă nu a fost așa, datorită competenței medicilor și a condițiilor de lucru, firește. Recent am avut o pacientă de 48 de ani care avea o instabilitate a coloanei lombare, instabilitate cauzată de lipsa unor procese articulare, adică unor punți osoase între vertebre în partea lor posterioară, care duce practic la o mișcare anormal de mare a vertebrelor, având drept consecință clinică o durere foarte, foarte importantă care practic face viața unui astfel de pacient foarte, foarte complicată. Cum a ajuns în această situație pacienta? Era vorba de un accident sau ereditar? Pacienta a avut în urmă cu 15 ani două intervenții chirurgicale pentru două hernii de disc. În urma intervențiilor chirurgicale, procesele articulare posterioare ale vertebrelor, acele punci osoase de care am vorbit, s-au lizat ușor-ușor și câțiva ani după intervențiile chirurgicale a apărut instabilitatea care în timp s-a agravat, făcând practic orice mișcare a pacientei foarte, foarte dureroasă la limita suportabilității. Cea mai puțin invazivă intervenție cunoscută în lume pentru astfel de intervenții este cea endoscopică, în care practic fuziunea între vertebre, pentru că de asta este nevoie, se face folosind un endoscop și care se introduce printr-un tub de 8 mm și practic în acest tub se introduc niște spațiatoare între corpurile vertebrale care duc la unirea vertebrelor în timp, deci în medie în 4 luni, vertebrele se unesc, se formează niște punți osoase între ele și practic asta duce la dispariția acelei hipermobilități care generează durere. Abordarea problemei s-a făcut endoscopic și nu s-a recurs la o operație deschisă. Practic, singura leziune creată de chirurgia endoscopică spinală este leziunea la piele, apoi noi trecem cu endoscopul cu sistemul endoscopic printre fibrele musculare, ajungem la locul în care trebuie să intervenim, respectiv să punem aceste spațiatoare între discuri și practic asta face ca recuperarea să fie foarte rapidă. În plus, pe termen mediu și lung, neexistând leziune musculare, complicațiile sunt mult, mult mai rare după o astfel de chirurgie minim invazivă. Provocarea cea mai mare a unei astfel de operații este să, ca printr-un spațiu foarte, foarte mic, să introducem niște spațiatoare care devin destul de mari după ce le sunt introduse. Din punct de vedere tehnic, există o curbă de învățare destul de lentă, adică e destul de complicat să deprindem obiceiurile necesare pentru a face această chirurgie corect, însă odată ce le-am deprins, este o chirurgie foarte, foarte sigură și o chirurgie care ne ajută să facem
mult mai multe lucruri decât am putea să facem cu alte tehnici, pentru că avem o vizibilitate excelentă și un control excelent asupra ceea ce facem. Desigur, interesul ca pacientul să se recupereze cât mai repede este primordial. Automat, o intervenție chirurgicală invazivă, cu o tăietură destul de mare, cu o modalitate de destrucție oarecum asupra țesuturilor din jur, ca să poți să-ți depărtezi, să ai un aport cât mai larg asupra focusului de boală oarecum, vorbim de stenoză, vorbim de hernie de disc sau vorbim de o patologie complexă de coloană, vorbind acum particular și revenim la cazul nostru, practic, avantajul din punct de vedere al pacientului este că operația este minim invaziv. Ce înseamnă asta? Prin mici incizii, chiar sub un centimetru unele dintre ele, putem avea abord asupra canalului medular, putem face o decompresiune completă cumva în sistem conic, din superior intrăm spre profunzime, deci practic abordul este mult mai larg în profunzime printr-o incizie mică deasupra, fără a mai implica țesuturile în destrucție, fără a avea risc de sângerare, cu minimizarea pe cât posibil a riscului infecțios, că practic un abord deasupra organismului uman implică și riscul acesta, oricât de mic ar fi, practic și lovitura cu un deget poate crea o septicemie câteodată. Iar referitor la intervenția aceasta chirurgicală, automat, minim invazivitatea pe care am folosit-o aduce un aport benefic pacientului și pe termen scurt și pe termen lung. Pe termen scurt, că îl putem mobiliza imediat după operație la 3 ore, 3-4 ore după ce se trezește din anestezie. Practic, el este mobilizat de către kinetoterapeut, începe să facă exerciții de kinetoterapie tocmai în ideea de a-și recăpăta forța musculară și de a-și recăpăta mobilitatea pe care a pierdut-o anterior de intervenția chirurgicală prin boala de bază pe care a avut-o dânsa. Provocarea pentru noi este din punct de vedere procedural și chirurgical. De ce? Pentru că automat, având un abord mai mic și cu o tehnică complexă pe care o folosim, trebuie să avem rezultate cel puțin la fel sau poate mai bune decât prin tehnica clasică pe care o folosim. Ce înseamnă asta? Înseamnă că pe incizii mici cumva intrăm în profunzime și rezolvăm lucrurile de acolo, nevăzând decât pe un ecran 4K, ceea ce facem, ceea ce operăm, nu vedem decât pe un ecran și ne controlăm și automat mișcările noastre sunt diferite. Practic, într-o tehnică endoscopică, când vrei să operezi, să te uiți în sus, te lași cu endoscopul în jos, când vrei în jos, toate mișcările sunt exact diferite. Așa că da, chirurgical vorbim, pentru noi e un challenge destul de mare. Dar este un avantaj clar pentru pacient. Absolut. Avantaj și pe termen scurt, așa cum spuneam, cu mobilizarea imediată post-procedural, post-operație, dar și pe termen lung, pentru că pacientul își reintră în activitate mult mai repede. Adică vorbim de un concediu medical poate mai scurt, vorbim de o perioadă de recuperare post-operatorie care înainte era de luni de zile, să fie acum de săptămâni de zile. Ceea ce și pentru societate, dar și pentru viața pacientului, e un lucru extraordinar de bun. Asemenea abordări, dificile de altfel, au devenit standardul de aur și în neurochirurgia din România. Din ce în ce mai mulți copii și tineri au o problemă reală cu greutatea. Pe locul 2 ne plasăm în Europa la capitolul obezitate la cei mici. Din păcate, medicii recomandă un stil de viață sănătos, cu o farfurie echilibrată, mese regulate și activitate fizică susținută. Sunt câțiva indici care trebuie urmăriți în permanență, recomandă nutriționistul, mai ales când kilogramele în plus ne dau de furcă. Vizita la nutriționist se impune atunci când apar kilogramele în exces, când mâncarea sănătoasă este greu acceptată de cei tineri sau mai mici, când mișcarea este îngreunată de un corp care nu este în formă. Pentru un diagnostic clar și un plan de acțiune corect se impun unele măsurători, mai ales în cazul copiilor, avertizează medicii. Dacă mâncăm mai mult decât consumăm, ne îngrășăm. Dacă mâncăm cât consumăm, ne menținem. În momentul în care dorim să scădem în greutate, o să facem un deficit caloric. Practic, vedem câtă energie consumăm într-o zi și vom face la copii un deficit destul de mic, pentru că la ei ne interesează foarte mult să nu blocăm procesul de creștere. O pierdere în greutate de vreo 2, maxim 3 kg pe lună
și ne asigurăm că au o creștere cu o viteză de creștere normală în tot acest timp. Graficele la copii diferă în funcție de înălțime și greutate. Nu sunt standardizate ca în cazul adulților. Cu toate acestea, specialiștii pot încadra și pe cei mici ca normo, sub sau supraponderal sau obez. Analiza compoziției corporale înseamnă analiza greutății împărțită în toate componentele sale. Avem o parte de masă slabă, care este alcătuită din apă, proteine și minerale. Toate însumate ne dau mușchii și oasele. Și avem și o parte grasă, practic energia stocată sub formă de grăsime. Noi considerăm că un slăbit este sănătos în momentul în care jumătate din ceea ce slăbim este din grăsime. Iar partea de mușchi dorim să o conservăm. Ea este cea care arde cât mai multe calorii. De aceea, într-un proces de slăbire sănătos, echilibrat, mușchii se păstrează ideal prin mișcare și prin regim să crească un pic valoarea. Această analiză este bine să o facem și la un copil care este considerat normoponderal, pentru că doar fiindcă are o greutate normală, nu înseamnă că este o greutate sănătoasă. Pe noi ne interesează și procentul de grăsime și de mușchi pe care îl are în organism. Și singura metodă prin care putem să aflăm aceste componente sunt prin analiza corporală. Deși cântarul inteligent poate estima și o rată de ardere în funcție de metabolismul adaptat vârstei, înălțimii și greutății, pentru acuratețe se poate face și o altă analiză amănunțită. Rata metabolică de repaus reprezintă totalul de energie de care organismul are nevoie stând pentru a-și menține funcțiile vitale. Această rată metabolică este unică pentru fiecare individ în parte. Ea este determinată în principal genetic. Pentru a o măsura, noi folosim un aparat care folosește principiul de calorimetrie indirectă. Punem pacientul la aparat, el o să aibă o cască și aparatul acesta va măsura cantitatea de oxigen pe care pacientul o inspiră și cantitatea de dioxid de carbon pe care o expiră, convertind asta într-o valoare energetică pe care organismul o produce. Această rată metabolică o folosim pentru a vedea exact necesarul de calorii pe zi a pacientului respectiv. Să vedem organismul ca pe o balanță. Cât mâncăm și cât consumăm. Aportul și consumul. La aport, pe lângă mâncare, intră și ceea ce bem în afară de apă, care este singura care nu are calorii. Iar ceea ce consumăm este reprezentată de rata metabolică de repaus, pe care am spus că o putem măsura cu aparatul. Creșterea la copil mai consumă pe zi aproximativ 50-100 de calorii în funcție de vârstă și, desigur, mișcarea. Așadar, slăbitul și menținerea unei greutăți optime la copii trebuie să difere față de planul de acțiune recomandat adulților. Nu aplicați eventuale cure de slăbire după ureche, pentru că fiecărui individ este necesară o dietă proprie. Asta mai ales în cazul copiilor și tinerilor care au o nevoie energetică mai mare. Într-o societate de consum, în care imediat putem face rost de ce avem nevoie sau putem înlocui orice cu rapiditate. Ce se întâmplă însă cu relațiile personale sau de muncă atunci când vine vorba de ușurința cu care renunțăm la a ne mai strădui, am stat de vorbă cu psihologul. Dorina Stamate ne explică. Într-adevăr, există în natura umană această tendință de a căuta calea mai ușoară. Și atunci când ești copil, adolescent sau tânăr și drumul tău în viață a fost lin, ușor, pavat de părinții tăi, cumva fără să te confrunți cu dificultăți ale vieții, evident că atunci când apare o situație în viața ta neplăcută, nu ai vrea să te înham la ea și atunci o lași, da? Tot ceea ce înseamnă provocare înseamnă ieșirea din zona de confort și atunci mai bine stăm în zona noastră de confort decât să facem un efort. De obicei, persoana care este dispusă să facă un efort
are ceva mai mult decât acest drum lin prin viață. S-a confruntat încă de mic copil cu ceva, nu știu, cu ceva, poate o situație pe care o avea. Era foarte timid și a trebuit să lucreze cu el să fie mai vizibil. Poate a avut o dificultate în familie, a avut o pierdere a unei persoane dragi, atunci a trebuit să găsească un mecanism să se adapteze. Important e ce putem face în orice moment al vieții noastre, în momentul în care ne aflăm într-o astfel de situație, astfel încât să nu mai lăsăm lucrurile nerezolvate. Prima oară este să vedem care e miza. Dacă acel lucru reprezintă ceva important pentru noi sau nu. Și dacă el reprezintă ceva important, să luăm de acolo motivația pentru a trece peste acest obstacol. Iluzia timpului am avut-o cu toții în perioada tinereții, să spun așa. Și într-adevăr, pe măsură ce trece timpul și îți dai seama că nu mai e mult din viața pe care ți-ai proiectat-o, începi să faci, știți, acele bucket list-uri. Păi vreau să mă duc să văd nu știu ce în călătorie, vreau să apuc să fac lucrul ăsta. Doar că atunci când ești tânăr, într-adevăr, orizontul timpului pare infinit, nu e ceva care te strânge acum cu ușa să te determine să faci ceva. Eu am avut, de exemplu, clienți în terapie, adulți, care erau cumva supărați pe părinții lor, care i-au lăsat și nu i-au împins de la spate, i-au lăsat, faci ce vrei, mamă, cum vrei tu. Și acum adulți poate că și-ar fi dorit să știe limba engleză și nu o cunoșteau și limba engleză le-ar fi adus un post mai bun, un salariu mai bun, posibilitatea de a întreține familia mai bine. Și acum erau, dar de ce nu mi-o fi spus mama, de ce nu mi-o fi zis, dar du-te măi băiatule la orele de engleză și fă, că eu eram un copil, n-aveam de unde să știu, dar ea era un adult trecut prin viață și ar fi putut să știe că lucrul ăla mi este de folos, să nu mă fi lăsat pe mine așa cu ce-mi doresc eu să fac. Dacă tu, adult, știi că lucrul ăla e mai bine, chiar cu puțină presiune, știi că o faci pentru binele copilului, că acel lucru îi va fi folositor mai târziu. Un milion de români suferă de astm, arată datele statistice. În rândul copiilor, prevalența este mai mare decât în cazul adulților. Unul din 20 de copii de vârstă școlară are acest diagnostic. Despre factori determinanți în rândul celor mici, simptome și tratament, vorbim în materialul următor realizat de colega mea, Beatrice Cioba. Astmul bronșic este o afecțiune în care căile respiratorii se îngustează și se umflă și se poate produce mucus suplimentar. Acest lucru poate îngreuna respirația și poate declanșa tusea, un șuierat numit wheezing, atunci când expirăm și dificultăți de respirație. În funcție de simptome și particularități, putem vorbi despre trei tipuri de astm: astmul alergic, astmul ocupațional și astmul copilăriei. Astăzi vom vorbi însă despre astmul copilăriei, o afecțiune cu care din ce în ce mai mulți copii și părinți se confruntă. Avem foarte mulți factori declanșatori, ideal ar fi să-i putem identifica, problema este că ei sunt multipli și se întrepătrund. De departe, cei mai importanti sunt aeroalergogenii, deci cei care alergenii prezenți în atmosferă. Bineînțeles că avem un panel mare de alergii, dintre care alergia la praful de casă este foarte incriminată. Trebuie să ținem cont că există și asc care este non-alergic, care poate fi declanșat la efort, că ținem cont și de alți factori care pot incrimina un răspuns exagerat al căii aeriene, așa cum este poluarea, și fac referire la nu numai la marile orașe, unde poluarea este foarte mare, dar și la marile aglomerări urbane. Este vorba de factori genetici și factori de mediu. Dacă vorbim de factorii genetici, evident că șansele sau probabilitatea ca un copil să aibă astm bronșic, dacă are un părinte cu astm bronșic, cresc foarte mult. În același timp, dacă vorbim de factori de mediu precum expunerea la fumat, expunerea la fumat pasiv, expunerea la poluanți, expunerea la alergeni, chiar și anumiți factori agravanți, cum sunt nașterea prematură, obezitatea, pot să favorizeze declanșarea astmului bronșic la acești copii. Deci vorbim de o cauză plurifactorială în ceea ce privește astmul bronșic.
Astmul copilăriei poate provoca simptome zilnice iritante care interferează cu jocul, sportul, școala și somnul. Toate aceste elemente, alături de factorii infecțioși per se, care pot agrava și exacerba această afecțiune respiratorie, ducând la îngustarea căii aeriene, care la copil este și așa micuță, se exprimă prin acele simptome foarte importante, care înseamnă tuse, persistentă, secretoare pentru copil, senzația aceea de respirație grea sau respirație paradoxală, cu mișcări abdominale ample, sau șuierat. Copilul are acel expir prelungit cu șuier sau senzația aceea pe care uneori nu poate exprima de constricție toracică. Diagnosticarea astmului bronșic la copiii mai mici de 5 ani poate fi dificilă, deoarece copiii tușesc sau șuieră din mai multe motive. Diagnosticul astmului bronșic poate să fie dificil, în special la vârsta mică, la vârsta copiilor sub 5 ani. În primul rând este vorba de un istoric al copilului. Trebuie să luăm o anamneză amănunțită, să vedem particularitățile acelui copil în ceea ce privește patologia respiratorie, pentru că de multe ori ajungem să punem diagnosticul de astm bronșic prea târziu. Un copil de 10, 11, 12 ani care n-a făcut activitate fizică și nu și-a putut desfășura activitatea lui de joacă, de învățare din cauza astmului bronșic, în timp ce cu tratament ar fi dus absolut o viață normală. Da? Deci, istoricul pacientului, examenul clinic care este foarte important și care ne poate da foarte multe elemente care să sprijine diagnosticul și nu în ultimul rând explorările funcționale. Astmul este o boală cronică și de aceea cine suferă de această afecțiune trebuie să țină cont de recomandările medicale pentru a ține sub control cât mai bine simptomele și evoluția acestei afecțiuni. Fiind o afecțiune pulmonară inflamatorie cronică, țintim căile respiratorii unde mecanismul este de inflamație per se, cu terapie cu viză inhalatorie. Pentru cei mici, unde terapia inhalatorie necesită administrarea printr-un balonaj special care se numește spacer, iar pentru cei mai mari învățăm tehnici de administrare a inhalatoarelor, iar în situații speciale, unde trebuie să administrăm terapia prin nebulizare, adică prin aerosol, suntem atenți ce anume administrăm pe aerosol, pentru că nu orice substanță care poate fi resuspendată în lichid se poate nebuliza, se poate aerosoliza. Important e ca terapia să fie personalizată pentru fiecare pacient, pacientul să fie văzut periodic de către medicul curant în această echipă mare care îl îngrijește, pneumolog, pediatru, pediatru, alergolog, încât să facă, începând cu vârsta de 5 ani, spirometrie. La cei mici avem și alte investigații funcționale, așa cum este oscilometria forțată, în care și cei mici o pot face, începând cu vârsta de 4 ani. Măsurarea fracției de oxid nitric din aerul exhalat. Sunt multe investigații funcționale care pot evalua această afecțiune inflamatorie cronică. Astmul nu este o boală curabilă, însă modul în care părinții și copilul se poziționează față de această afecțiune, învață să o gestioneze, poate fi de mare ajutor, pentru ca în viața de zi cu zi astmul să nu se transforme într-un handicap, iar cei mici să poată desfășura activități specifice copilăriei alături de prietenii și colegilor. Există evoluții diferite ale pacienților cu acest diagnostic, pentru că există astm care vine din mica copilărie, așa cum vorbim acum, dar există și astm care debutează la vârsta adultului sau lasă nectute. Bineînțeles că fiecare are evoluția lui, dar în funcție și de complianța la tratament, pentru că el este o afecțiune cronică, nu se vindecă, dar atâta timp cât avem campioni olimpici la natație și oameni care au urcat pe Everest și suntem complianți la tratament, putem să ducem o viață foarte frumoasă, cu o funcție ventilatorie normală. Cancerul poate fi un prieten, ne-a spus Georgiana Voicu, o pacientă din Ploiești, care ne-a contactat având dorința să încurajeze semenii care luptă cu maladia. Un neoplasm la sân operat, urmat de reconstrucție mamară plus o recidivă recentă la plămâni, au compus un tablou al încrederii și al iubirii de viață care merită văzut. Un reportaj de colegul meu, Dr. Chioțea. Este o călătorie foarte grea, anevoioasă și necesită foarte multă răbdare. În prima zi în care am aflat vestea, am fost clar devastată. Nu știam încotro să o apuc. Habar nu aveam ce am de făcut, care sunt pașii de urmat. Pe parcurs
am reușit să mă împrietenesc cu cancerul, pentru că dacă nu îl cunoști, nu-ți dai seama cine este, nu reușești să faci față situației. Puterea o găsești în interior. În interior găsești puterea de a rezolva lucrurile și de a merge mai departe. Este pur și simplu ca un vulcan. Când îți propui să ai putere, o găsești. Tot timpul stai să gândești care sunt rezultatele finale. În decembrie 2019 am fost diagnosticată. În ianuarie deja am fost operată, am avut operația de mastectomie. Înainte de a fi diagnosticată, toată viața îmi doream sânii mai mari. Toată viața mi-am dorit implanturi. Și iată că am ajuns în punctul de a nu mai avea un sân. M-am simțit... Este greu de a descrie în cuvinte, să te uiți în oglindă ca femeie și să vezi că ești mutilată, fără un sân. Drept urmare, după fiecare ședință de chimioterapie, mergeam și mă interesam de operația de reconstrucție a sânului. Asta a fost ceea ce mi-a dat putere să merg mai departe și să lupt. După reconstrucția sânului, m-am considerat o femeie vindecată. Am încheiat un capitol, capitolul cancerului. Mă simțeam chiar mai frumoasă decât înainte de a avea cancer. Consideram că am învățat ceva din această experiență. Cunoscusem oameni noi, oameni frumoși. Totul era frumos. Îmi atinsesem niște limite, chiar consideram că le-am depășit. După 2 ani în care îmi făceam investigațiile, care deveneau tot mai rare, pentru că eram o persoană vindecată, la un control de rutină, am aflat că am recidivă, recidiva fiind la plămâni. A fost un șoc. Pur și simplu am rămas șocată când am văzut acel rezultat. Am râs și am plâns în același timp. Pur și simplu nu știam cum să primesc această veste. Chiar râdeam și plângeam. Iar în acel moment am zis că ideal ar fi să primesc vestea râzând. În sinea mea mi-am zis, viață, iar mi-ai tras-o. Eram undeva sus, aveam o viață normală, din nou m-ai îngenunchiat. Nu înțelegeam ce se întâmplă. Mai târziu am înțeles, de fapt, ce s-a întâmplat. După o zi în care atât mi-am permis să plâng, o zi. Și apoi am zis, gata, că ai treabă. Știm ce avem de făcut, nu mai suntem la primul în care să nu știm ce avem de făcut, știm ce avem de făcut, plângem o zi și ne revenim. Pentru că avem treabă, pentru că trebuie să trăim și să creștem copilașul. Nu am avut absolut niciun simptom, nu aș fi crezut acest lucru. Deci, nu, nimic. În martie am aflat de recidivă, am început investigațiile, iar acum urmez tratamentul, chimioterapie din nou. Prima fază eu am știut de 4 noduli mari, după aceea am aflat că de fapt aveam invazie pulmonară. Le întâmpin pe toate cu zâmbetul pe buze, pentru că mai am puțin și termin și acest capitol. Iar dacă în momentul în care am avut din nou acest diagnostic, m-am întrebat iarăși de ce, acum am găsit răspunsul. Pentru că sunt un om special și pentru că prima dată nu mă cunoscusem. Pentru că eu în continuare trăiam într-un dezechilibru sufletesc. Nu aveam o liniște și corpul meu nu avea cum să fie sănătos. Abia acum mulțumesc bolii că mi-a arătat cine sunt cu adevărat. Pentru că prima dată, dacă am crezut că am învățat ceva, nu învățasem absolut nimic. Abia acum mă iubesc cu adevărat. Abia acum mă respect
abia acum știu cine sunt. Tot abia acum caut oameni care mă inspiră, oameni care îmi dau o energie pozitivă. Caut un zâmbet în tot ce mă înconjoară. Mă bucur de o picătură de ploaie și de o rază de soare. În astfel de situații, persoanele care rămân aproape sunt puține. Indiferent că sunt grad de rudenie, indiferent că eu consideram că am un partener de viață, oamenii rămân foarte puțini. Un partener de viață care îl consider partener de viață își găsește drum către o altă persoană sănătoasă. Rudele își văd de viață și în astfel de situații rămân foarte puține persoane alături de tine și în general rămân oameni care nu ți sunt grad de rudenie. Fiul meu de primul cancer a aflat în momentul în care m-am considerat vindecată și a început să-mi crească părul, iar acum vede o problemă la mine, dar nu am fost sinceră cu el nici de data aceasta să-i spun adevărul. În momentul în care rezultatele finale vor fi vindecat, atunci voi sta din nou de vorbă cu el. Aș vrea să trăiesc în liniște. Înainte de cancer am trăit cumva zgomotos, în sensul că acordam atenție lucrurilor neimportante. Îmi fac planuri pe termen lung, mă văd pensionată și nu pe caz de boală. Îmi văd copilul mare, mă văd având o căsuță pe malul mării, privind marea dimineața și seara și în fiecare anotimp, pentru că iubesc marea și mă încarcă energetic. Și da, îmi fac planuri. Cancerul nu a existat niciodată în gândurile mele. Eu niciodată nu vorbesc despre cancer, nu pentru că mă doare, ci pentru că nu e cazul să-l invoc. Dacă vorbesc despre cancer, doar dacă pot încuraja pe cineva sau cu medicul meu. În rest, cancerul nu există. Eu sunt un om sănătos, am o mică problemă la plămâni, care se rezolvă prin tratament și cu voință. Totul se poate. Nimic nu este imposibil, totul este posibil. Se știe deja că starea fiecăruia dintre noi poate suferi modificări în funcție de schimbările hormonale din organism. La femei există factori determinanți la fiecare câteva săptămâni. Aflați totul despre sindromul premenstrual în rubrica Dicționar Medical, realizată de colega mea, Beatrice Cioba. Sindromul premenstrual cuprinde o serie de simptome fizice și psihologice care se produc înainte de perioada menstruației. Mai mult de 85% dintre femei prezintă una sau mai multe tulburări de ordin fizic și emoțional în perioada ciclului menstrual, cuprinsă între momentul eliberării unui ovul din ovar, în aproximativ a 14-a zi de ciclu, și prima zi a menstruației. Schimbările stilului de viață și uneori medicamentele pot fi însă folosite pentru a trata sindromul premenstrual. De obicei, acest sindrom este mai accentuat în timpul celor 4 zile dinaintea unei menstruații, urmând ca el să dispară în 2 până la 3 zile după începerea menstruației. Sindromul premenstrual reprezintă o combinație de semne și simptome, care includ modificări de dispoziție, senzație de supărare, depresie, anxietate sau iritabilitate, sensibilitatea sânilor, apetit exagerat pentru un anumit aliment, oboseală, dureri de cap, modificări ale dispoziției sau probleme cu somnul, balonare sau dureri de burtă, apariția de pete pe piele și îngrășarea părului. Pentru a echilibra nivelul hormonilor din organism, este bine să se consume suficiente proteine la fiecare masă, să se facă exerciții fizice regulat. Se recomandă și menținerea unei greutăți moderate, practicarea meditației și a unor tehnici de reducere a stresului, consumul de grăsimi sănătoase și o igienă corectă a somnului. Că
putem reface sau îmbunătăți dantura cu ajutorul implanturilor nu mai este niciun secret pentru nimeni, dar pentru a beneficia de acestea este nevoie ca osul în care se fixează implantul să fie sănătos. Despre menținerea în bună stare a osului alveolar după pierderea dinților am stat de vorbă cu invitatul ediției de astăzi. Invitatul ediției de astăzi este domnul doctor Alexandru Radian, medic specialist chirurgie dento-alveolară. Bună ziua, domnule doctor! Să română! Aș vrea să explicăm pentru început, pentru telespectatorii noștri, ce înseamnă osul alveolar și care este rolul acestuia în cavitatea bucală. Osul alveolar este acea porțiune de os care găzduiește rădăcinile dinților. Practic, susține dinții, în el fiind implantate rădăcinile. Rolul lui este important. Fără el, dinții nu ar avea în ce să stea și ulterior, când pacientul nu mai are dinții respectiv, fără acest os alveolar, noi nu prea am avea în ce pune implanturile care să înlocuiască dinții lipsă. Practic, acest os este menținut în funcție, volum și densitate, de forțele pe care dinții, prin intermediul rădăcinilor, în timpul procesului de masticație, le transmit către os. Practic, dinții antagoniști mușcă pe respectivii dinții arcadei pe care o am eu aici, așa, prin intermediul rădăcinilor, ei transmit forțele în interiorul osului, pentru că forțele transmise în interiorul osului sunt singurele forțe pe care organismul le consideră fiziologice, de așa natură, încât să-l mențină și ca volum și ca densitate. În momentul în care dinții nu mai pot fi menținuți, din orice motiv un dinte va trebui extras, ar trebui să ne îngrijim și să tratăm acel os înainte ca el să dispară. Pentru că în primele 6 luni după ce am extras un dinte, peste 50% din volumul acelui os va dispărea. Practic, el își va micșora volumul și orizontal și vertical. Rămâne mult mai puțin. Atât de puțin încât de multe ori nu mai reușim să punem un implant acolo decât în momentul în care facem o grefă de os, o adiție de os. Însă, așa cum dintotdeauna a fost valabil, că un gram de prevenție valorează mai mult decât un kilogram de tratament, mentorul meu obișnuia să-mi spună: tratează osul înainte să dispară, cât încă îl ai. Și atunci, în momentul în care facem extracția unui dinte, cel mai ușor este să facem o grefă de os, o adiție de os. Se cumpără de la băncile de os granule, se pun acolo și după 6 luni am pierdut teribil de puțin os, poate 1-2% din volum față de peste 50% în primele 6 luni, după care 2-3% pe an până la sfârșitul vieții pacientului. Practic, resorția osoasă nu se întrerupe câtă vreme osul nu este stimulat din interior. Și resorția aceasta afectează foarte grav pacienții. Mai puțin vizibil când lipsesc 1-2 dinți, dar mult mai mult vizibil în momentul în care lipsește o arcadă întreagă. Practic, de multe ori, resorția este atât de mare încât vedem persoane la care bărbia se duce aparent foarte mult înainte, întrucât osul alveolar s-a resorbit, așa zisul witch chin, bărbie de vrăjitoare. Da? Când bărbia s-a dus mult în față și buzele se colabează spre interiorul cavității bucale. Așadar, afectează întreaga structură, da, oaselor faciale. Da, etajele își pierd din dimensiune, practic etajul inferior, care ar trebui să fie egal cu etajul mediu și cu etajul superior, nu-și mai păstrează această proporționalitate. Practic, etajul inferior își reduce înălțimea, se accentuează ridurile periorale și pacienții se privesc în oglindă și sunt teribil de nemulțumiți de aspectul lor, poate că nereușind să lege noul aspect de lipsa dinților. Da, cred că nu doar despre aspect vorbim aici, mă gândesc și la articulațiile temporomandibulare, care suferă și poate avem și dureri de cap și se schimbă totul, nu? Se schimbă, într-adevăr. Practic, pierderea dinților și a osului alveolar ne afectează foarte mult și e păcat că este tare ușor de prevenit,
trebuie doar ca și medicul și pacientul să fie focusați un pic spre această direcție. Doar această adiție de os poate preveni deteriorarea sau, eu știu, afectarea lui definitivă? Adiția de os poate preveni resorpția osului alveolar în primele luni, primul an, după care, dacă pacientul totuși nu inseră un implant în locul respectiv, osul se va mai resorbi, dar cu o rată mult mai lentă. Practic, nu implantul inserat este cel care previne resorpția, ci forțele pe care acel implant va reuși să le inducă în interiorul osului, așa cum anterior făceau rădăcinile dinților. Dacă acolo osul s-a resorbit, eu trebuie întâi să-i cresc volumul pentru a putea insera niște implanturi de dimensiune corectă, într-o poziție corectă. Așa ne-ar plăcea. Dr. Alexandru Radian, medic specialist chirurgie dento-alveolară, vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția în emisiunea Vreau să fiu sănătos. Și eu vă mulțumesc. În România, rata de supraviețuire în caz de stop cardiorespirator este de doar 1,8%, arată statisticile. Motivul principal? Nu știm să acordăm primul ajutor. Acelea statistici spun că în situațiile în care martorii intervin imediat, rata de succes a resuscitării este de până la 80%. Instructorul calificat Cristian Căldăraru ne explică ce avem de făcut. În cazul în care întâlnim pe stradă o persoană care arată fix așa, întinsă, primul lucru pe care ar trebui să-l facem este să avem grijă la siguranța salvatorului. Trebuie să mă uit stânga, trebuie să mă uit dreapta, trebuie să mă uit pe lângă victimă, să mă uit în sus, să nu cumva să existe ceva care mă poate afecta pe mine. Ulterior, trebuie să văd dacă victima este conștientă. Doamnă, dacă mă auziți, deschideți ochii. Doamnă, mă auziți? Ce s-a întâmplat? Deschideți ochii. Doamnă, mă auziți? Dacă mă auziți, vă rog, deschideți ochii. Mă auziți? Strângeți-mă de mână. Dacă victima nu reacționează, va trebui să deschid calea aeriană și să verific respirația maxim 10 secunde. Cum fac acest lucru? Palma pe frunte, două degete pe bărbie, pe parte tare, dură, osoasă, dau capul la maxim pe spate, ridic bărbia, deschid gura, pun urechea și obrazul la nasul și gura victimei și ochii pe torace, numărând în gând de la 101 la 110. Dacă victima nu respiră, ridic capul, mă uit în preajmă. Dacă cineva e disponibil cu un telefon, îl pun să sune la 112 și să anunțe că victima nu respiră. Iar dacă am idee că în preajmă există un defibrilator, am să-l rog să mi-l aducă. Dacă nu și sunt singur decât eu cu victima, scot telefonul din buzunar, 112, pun telefonul pe speaker, după care va trebui să încep manevrele de resuscitare. Trebuie desfăcute hainele, astfel încât să văd pielea pacientului. Resuscitarea întotdeauna se va face pe plan dur. Trebuie să determin locul unde se găsește inima pacientului, de aceea voi împărți sternul în două jumătăți egale și voi așeza podul palmei dominante, în cazul meu stânga, în jumătatea inferioară. Aici trebuie făcut o remarcă. Dacă cunosc victima, dacă știu și vreau, voi face 30 de compresiuni toracice cu două ventilații artificiale. Dacă nu cunosc victima, dacă nu vreau să fac ventilație sau sunt în imposibilitatea de a face ventilație, voi face doar compresiuni toracice externe până la sosirea echipajelor medicale de urgență. În cazul de față, cunoscând victima, voi face 30 de compresiuni toracice cu două ventilații artificiale. Cealaltă mână peste, coatele perfect întinse și încep și număr în gând. Voi apăsa la o adâncime de 5, maxim 6 cm cu o frecvență de 100-120 pe minut. Și 1, și 2, și 3, și 4, și 5, și 6, și 7, și 8, și 9, și 10, și 1, și 4, și 5, și 6, și 7, și 8, și 9, și 10, și 1, și 2, și 3, și 4, și 5, și 6, și 7, și 8, și 9, și 10. Palma pe frunte, deschid calea aeriană, pensez nasul, pun gura mea etanș pe gura lui și respir în gura victimei până când văd toracele că se ridică. 1, 2 și reiau încă 30 de compresiuni toracice cu două ventilații, 30 de compresiuni toracice cu două ventilații până ajung echipajele medicale de urgență. De specificat că cele două ventilații trebuie făcute în maxim 5 secunde. Scopul compresiunilor toracice realizat de către cel care se află chiar lângă victimă în momentul în care pacientul face stop cardiorespirator este de a ține creierul perfuzat, de a nu lăsa creierul să moară. Cu fiecare minut de la instalarea stopului cardiorespirator, dacă nu se intervine cu manevre de resuscitare, și anume compresiuni toracice externe, șansele de supraviețuire ale pacientului scad cu 10%. Drept urmare, pe măsură ce nimeni nu intervine, dacă omul face stop cardiac, prin compresii toracice externe, creierul începe să moară cu fiecare minut 10%. Imaginați-vă ce se întâmplă
până la ajungerea echipajelor medicale de urgență. Doamnelor, domnilor, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Vreau să fiu sănătos. Vă invit să ne urmăriți în fiecare sâmbătă pe TVR1 de la ora 10:30. Edițiile înregistrate sunt disponibile pe site-ul tvrplus.ro și pe pagina oficială de YouTube a Televiziunii Române. Până data viitoare, rămâneți sănătoși! Cu bine!